Rata abandonului școlar în rândul absolvenților de clasa 8-a s-a redus considerabil la nivelul județului Hunedoara. Astfel, dacă în urmă cu 5-6 ani, potrivit datelor statistice efectuate de Inspectoratul Școlar Județean, erau în jur de 40 de elevi care nu se mai regăseau înscriși la liceu, anul școlar trecut erau doar 14. Important este că acești tineri pot oricând să reia cursurile, fiind oferite mai multe programe de studiu. Dacă în urmă cu 5-6 ani înregistram în rândul absolvenților de clasa 8-a între 30 și 40 de absolvenți de clasa 8-a pe care nu îi regăseam înscriși în clasa 9-a, deci renunțau la continuarea studiilor în clasa 9-a din diverse motive, în anul școlar anterior numărul lor a fost de 14. Și cei 14 elevi, la rândul nostru, încercăm să-i conciliem și să-i readucem la școală. Așa cum am încercat în fiecare an școlar, cu unii am reușit, cu alții nu, încă îi mai așteptăm. Elevii care își doresc să reia cursurile trebuie să știe că au la dispoziție mai multe programe de studiu. Sistemul de învățământ este unul generos, este unul flexibil. Avem și programe de tip a doua șansă pentru cei care nu reușesc să finalizeze învățământul obligatoriu, indiferent de vârstă, dacă doresc să-și continue studiile, pot face acest lucru, găsim un program adecvat și oferim această șansă. Pe lângă continuarea studiilor, în ceea ce privește disciplina de cultură generală, putem să-i conciliem și să-i îndrumăm să participe și la activitățile de profesionalizare, să învețe o meserie, pentru că avem unități de învățământ autorizate și acreditate în acest sens.